Bună ziua și bine ați venit la Parcurs Online! Să nu uitați să dați like și share! Bine, așa să faceți. Ia să văd dacă am și dat drumul. Da, s-a dat drumul, ai dat tu deja. Bravo! Gata! Astăzi ați avut ca temă să constatați dacă numerele cele sunt prime sau nu. Erau prime. Da? Da. Ați studiat? Da. N-am avut niciun divizor, niciuna? Da. Nu. Cum se poate? Nu. Hai dați-mi încă, să le vedem. Avut. Da? Ți-ai studiat cu Deo? Nu-i de cu Deo? Nu. Păi de-aia sunt numele prime, pentru că n-a studiat deloc. Riche, hai te rog, ia loc în bancă și pornim la treabă, da? Care sunt numele? Hai, te rog să ne spui. Ștefilul, dai tu că mi-am luat celorlalte. 4722. Haideți să vedem dacă acesta este sau nu număr prim. Da, este. De ce? Nu este număr prim, deoarece se poate împărți la 2. Cel puțin un divizor are pe 2. Da, deci el are pe 2, pentru că iată se face... Și stați puțin, îl are... Vreau să văd dacă îl are și pe 3. 4 cu 7 face 11. 11 cu... Da, îl are și pe 3 ca divizor. 11 cu 4, 15. 11 și cu 4, 15, da? Deci la 2 și pe 3. Și pe 3. Și la 2 și la 3. La 2. La 2 mai întâi. Pot eu? Deci la 2 ajunge aici și atunci lasă să se fac eu. Tu mă conduci. Toată lumea lucrează. Bine, pot da? Eu să vă conduc? Da. Bine. 2 în 4 merge odată. 2 în 4 de 2 ori. A, da, de 2 ori. 2 în 7 merge de 3 ori. Și 7 minus 6, 1. 12 în 2 merge de 6, 8. Așa. Și 2 în 2 merge odată. Odată. Deci încă o dată. Ștefe, 2 în 4 de 2 ori, 2 în 7 de 3 ori, 3 ori 2, 6 și rămân 1 în 1 și coborâm pe 2, 12. 2 în 12 de 6 ori. 6 ori 2, 12. S-a terminat, nu mai rămân nimic. 2 în 2, odată. Da. Acum, sigur, merge prin 3, da? Să-i fii tu, condu-mă tu. 3 în 23. 3 în 23 merge... De 9 ori 3, 27, îl depășește. De 8 ori. 8 ori 3, 24, îl depășește. 7 ori. 7 ori 3, 21. Da? 20, de 7 ori, deci merge 21 și până la 23 rămâne un 2. Da. 2 și cu coborâm pe 6, 26. Da. 3 în 26... De? De 4 ori. De 8 ori. De 8 ori. Da. De 9 ori face 27, deci de 8 ori, da? Și o să rămână 21. 3 ori 8, 24. Da. 3 ori 8, 24 și era 26, rămâne un 2, da? Da. 2 la care coborâm 1, 21. 3 în 21 de? De 7 ori. De 7 ori. Bun. Deci am găsit divizorul 2, 3. Vă spun eu dacă mai merge în 3. 7 cu 8 face 22. Iată 787 e o problemă, da? Trebuie să luăm deoparte. Merge în 7 poate. Împărțim 7, hai să vedem. Deci începem studiu. Să vedem dacă 787 este sau nu număr prim. Pentru asta încercăm ca divizori numere prime, da? 3 nu merge, 5 nu merge, că nu e 5 sau 0 la sfârșit. 7. 7. Nu 6. Da, voiam să spun la 6. Deci împărțim la 7. Poți să vă conduc eu? Da, te rog. 7 în 7 merge odată, 1 în 8, 7, 6. Da. 7 în 7 nimic, când coborâm pe 8. Da. 8 în 7 în 8 merge odată. 1 în 7, 7. Rămâne un 1 și 7 da, coboare. 17 și 7 în 17 merge de... De câte ori? De 2 ori. De 2 ori, 2 ori, 7, 14. Și de rest 3. Restul 3. Și scrim teorema împărțirii cu rest și anume că... Poți să spun eu? Da, te rog. 787 este egal cu 7 ori 112 plus rest 3. Plus 3. Asta e teorema împărțirii cu rest. Deci la 7 l-am mers. Știți, acum mă conduci tu la cine? Care ar fi numărul următorul număr prim la care încercăm? 8-ul nu, că-i par. 9-ul nu merge, că suma cifrelor nu se împarte exact la 9.
11. Da? Deci numere prime căutăm, adică n-au divizor, da? Așadar, începem pe 787 și trebuie împărțit la 11. Egal cu? 11 la 7. Ca 1 în 7. Ca 1 în 7 de 7 ori. Da? 7 ori 11, 7 ori 1 7, 7 ori 1 7, da? Te rog să vorbești, nu mă mai lăsa pe mine. 1, adică 0, 1, îl coborăm pe 7. 11 în 17 merge o dată. Da. 1 ori 11, 11, nimic și 6. 6, rest 6. Hai să scriu teorema împărțirii cu rest, 787. 787 egal cu 11 ori 71. 71 plus 6. Plus restul 6. Să încercăm un alt divizor, după 7, 11, 13 să încercăm. Da, tu, Ricky, mă conduci? I-am făcut, era 60. Deci, 787, dacă tu ai făcut, împărțit la 13, mai e, te rog. Bine. 13 în 78 merge de... 2 de prea puțin. De 2 ori prea puțin, da, foarte de puțin. De 3 ori tot puțin, zic da, eu. 5 ori. 5 ori 3, 15, 5 ori 5 cu 1, 6, tot rămâne prea puțin. 6 ori, de 6 ori. 6 ori 3. 6 ori 3, 18, 8 scrie 1, rețin. 6 ori 1, 6 și cu 1 rețin 1, 7. A, fix. Coborâm pe 7 și chiar e restul ăsta, da? Da. Adică 60 punem aici, nu? Da. 13 în 7 merge de 0 ori și restul este 7, da? Da. Așa încât 787 scriem ca fiind egal cu cât? 787 egal cu 13, 8, 60 plus 7. Plus 7. Așa, să vedem după 13. 17. Ștefania, 787 împărțit la? Împărțit la 17. 17. 1 în 7, adică... Ca 1 în 7 ar merge 7 ori, dar fiindcă 7, 17, se apropie de 20. Ca 20 în 80, de 4 ori, zice. Ca 2 în 20, în 80, 78 e aproape 80, de 4 ori să zicem. Da. Ia să vedem. 4 ori 7, 28. 8. 8 scriem, 2 reținem. 4 ori 1, 4 și cu 1... 4 și cu 2. Da, 4 și cu 2, 6. 6. Iată. 1 și... Deci începem de aici. A, totdeauna 0 și 1, da? Uf, dar mai 10. Niciodată! De ce? Că 17 împărțitorul, 17 și restul ne-a dat 10. Deci nu mai merge odată. Dacă dă restul mai mare decât împărțitorul, zicem de 5 ori. A, da, chiar. Da? Deci nu merge. Coborâm pe 7. Da. 17 în 107 merge... Hai să riscăm de 6 ori. De 5 ori, de 5 ori, Ștefi, da. Ca și cum ar fi 20 în 10. Deci, de 6 ori să începem. Da. 6 ori 7. 6 ori 7, 42. 2, 4. 6 ori 1, 6 și cu 4. 6 și cu 4, 10. 10. Da. Păi, nu. Foarte bine. Mai 2 din 7. 2 din 7, 5, nimic, nimic. Restul e 5, așa, dar scrie pe 780. Adică 787 egal cu 17 ori 46 plus 5. 46 plus restul 5. Da. Nu-i număr prim. După acum 780... 787, care este? Țit la 19. La 19, sigur că da. Fac eu? Da. Dar mai puțin să spun. Nu-i număr prim. La 19. 19 în 78 merge de...
A fost de 4 ori. De 5 ori? Nu, a fost de 4 ori. Când a fost cu 17 de 4 ori. Acum de 3 ori. Da, de 3 ori. Ia să vedem. De 3 ori, da? 3 ori 9, 27, 7 de-i rețin. 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. 5. Cred că mergea chiar de 4 ori. La scădere cât va veni aici? 21 și 19. Da, mergea de 4 ori. De 4 ori, sigur. 4 ori 9, 36, 6 scriu 3 rețin, 4 ori 1, 4 și cu 3, 7. Așa. 78 minus 76 ne dă 2. 2. 2. Coborâm pe 7. 7. 19, 27 merge de... Odată. Așa, 19. 9 de 17. 8. 8. Da, și acolo nimic. Așadar, scriem 787. 787 este egal cu... Egal cu 19, ori 41. Da. Plus 8. 8. Continuăm. 787. 23. Așa, 23. Nu, 22. 22, probabil. Cum 22, mă? 21. 22 are... 21. 21 se împarte la 3. 23. 23 este, sigur că da. 787 împărțit la 23. 2 în 7 merge de 3 ori, nu? 3 ori, da. Da. Mergem pe 3. Hai să vedem. 3 ori 3. 3 ori 3. 9. 9. 3 ori 2. Și 3 ori 2, 7. 1. Da. 9 din 18. 9 din 18. De 9 ori. 9, nu de 9 ori, 9. Da. Din 18 scăzut 9, 9. Nimic. Coborăm pe 7. Să coborăm pe 7. 23 în 97 merge de... Ca 2 în 9 ori, în 8. E mai aproape, 2 în 8 de 4 ori. Da. Da? De 4 ori. 4 ori 3. 4 ori 3, 12. 2 scriem în una rețină. 4 ori 2, 8 și cu 1, 9. Așa, a mers. Așa. Bine. 5 și nimic. Rest 5. Restul 5. Și scriem acum, 700. Și acum. 787 egal cu 23 ori 34 plus, da, 5. Plus 5. După 23, care ar fi următorul număr prim? 26. După cum să fii 26, mă cred. 26 are pe 2. Da. 29. 29. Da. 9, da. Da, 27 are pe 3. Da, 28 are pe 2. 29. Deci, 787 împărțit la 29 egal cu 29, 78 merge de... ca 27 de 3 ori. Hai să încercăm de 3 ori. Da? Ne vom. Să încercăm. 3 ori 9. 3 ori 9 ne dă 20. Da, e prea mult. Da, e prea mult. De 2 ori. Deci de 2 ori, da? Da. 2 ori 9, 18. 8 scriu, 1 rețin. 2 ori 2, 4. 4 cu 1, 5. 8 din 8, 0. 2. 20, da? 20, da, 20. Și coborâm pe 7. 29 în 207 merge de... 29 parcă ar fi 30 în 200, deci 7 ori să încercăm. 7? 7 ori. 7 ori, 3, 21 face, da, nu? Dacă ar fi 30, în 210 ar merge 7 ori, să vedem dacă merge 7. 7 ori 9 ne dă 63, mai scriu 6 rețin, 7, da, ori 2, 14, 14 cu 6, 20, 20 rețin. Da, e numărul prim. Aici. Da, 203. Adică e, în 4 restul, nu? E prim, deja. Deci 787, 787 este egal cu... 787 egal cu 29. Așa. Ori 27 plus 4. Mai continuăm? Mai continuăm? Nu mai continuăm.
În clipa în care am ajuns la un cât mai mic decât împărțitorul, gata, algoritmul se opește. Poți să fac eu celălalt număr? Nu, facem mai exact cum am făcut acum. Mă conduceți, lucrați și voi pe căițel ca să avem treaba făcută. Așa nu se vede nimic pe căițel. Deci, în momentul de față, vom spune că 4722 este egal ca un produs de factori 2 ori 3 ori 787. Deci, numărul 4722 se scrie ca un produs de factori prin toți. 2 nu mai are alți divizori decât pe 1 și pe 1 însuși, 3 la fel și 787 nu are alți divizori. Am studiat, am văzut că așa stau lucrurile. Păi, profu, dacă 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nu se pot împărți la un număr, nu înseamnă că nici celelalte nu se pot împărți? Păi uite, 4722 e un număr care, despre care am stabilit că are ca divizori prin pe 2, 3 și 787. Dar de că am făcut în cap, acum știu eu, e 400, nu știu, am iau în mulți. E 6 aici, nu? Da. E 6 ori 7 ori 8 ori 7 și ai găsit rezultatul ăsta. Bine, el a făcut și proba și a constatat că este bine. Următorul număr, Ștefei? 3005. Hai să începem descompunerea. Merge în 5. Prin 5, că e ultima cifră 5, da? Da. 5, da. Merge 5. Și în 2. Nu în 2, merge și în... doar în 5. Stai. A, 5? Atât? Da, doar în 5. Deocamdată 5. Hai să vedem. 5 în 30. Mai e mai. De 6 ori. Nu, Ștefei. 5 în 30 de? 6 ori. 6 ori. 5 în 30. 30, da. Îmi coborăm pe 0. Da, și... 5 în 0, 0. N-avem ce spune. Da. Și 5 în 5? Și 5 odată, în 5, da. 601. Hai să vedem 601. Merge în... Prin 2 merge? Nu. Nu? Prin 3? Prin 3 nu merge. Nu merge, că suma face 7 și nu se parte la 3. Prin, deci, prin 9 nu. Începe studiu. Începe prin studiu. 7 acum. Prima dată 7, da. Da. 601 împărțit la 7. Te rog pe tine? Eu? Da. 7 în 60 merge de 8 ori. 8 ori. Ne întrebăm cine 7 ori cât faci și foarte aproape de 60. 7 ori 8, 56, da? Deci de aceea am mers de 8 ori 56. 6 din 10. 6 din 10, 4. Nimic. Coborăm 40, pe 1. 7 în 41 merge de 5 ori. De 5 ori, că de 6 ori 6 ori 7, 42, depășește. 5 ori 7, 35. 5 din 11. 6, nu? 5 din 11. Da? 5 din 11. Am luat o 10 de aici și 5 din 11 egal cu 6. 3 din 3 nimic. Și iată să scriem acum. Să 601 scriem 1 este egal. Egal cu 85. 601 egal cu 85. 85 ori 7. 7 ori 85, da? 7 ori 85 plus 6. Plus 6. Scriem împărțitorul ca să-l avem tot timpul în minte, da? Împărțitorul, oricâtul, plus restul. Pe șase, care ar fi următorul test? Poți să spun? 6 de 1, da? Te rog. Împărțit la... Nu. La 11. 11. Deci după 7, 11 este. Numărul prim, da? La 11. Ștefi, te rog. 1 în 6 merge de 6 ori. Ia să vedem. 6 ori 1, 6. Depășește. 6 ori 1, 6. Depășește, 66, da? Nu, de 6, de 5 ori. 5 ori 1, 5, 5 ori 1, 5, 55. Da. Acum, 11 în 55 merge... Nu, 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 5 din 10, acum, nu la... 5. Da, 5 din 10, 5. 5. Nimic. Coborăm pe 1. Coborăm pe 1. 11 în 51 merge de...
Nu merge de 5 ori, că face 55. De 4 ori. Da. 4 ori 11, 44. 44. 4 din 11. 4 din 11, deci 7 ori. 7, da. Nu 7 ori, 7. Da, 7. Da, nimic. Și asta e restul. Așa încât 601 va fi egal cu... 601 egal cu 11 ori 54 plus 7. Plus restul 7. 601, să-l încercăm la următorul număr prim. 601 împărțit la 17. 13, 13, după 11, 13, până 17. La 13. 13. Intram cu 13 în 60, ne-am de 5 ochi, cred, bănuiesc. Ia să vedem. 5 ori, 13. Nu, nu, nu. Nu, da. De 5 ori, de 4 ori. Dar și așa, ne dă 12. 4 ori 3, 12? A, da. E, merge. Da, merge. 4 ori 3, 12, da. 2. Vorbește, te rog. Descriu 1, rețin. 4 ori 1, 4 și cu 1, 5. Așa. 10 minus 2, 8. Nimic. Îl coborăm pe 1. 13 în 81 merge de 6, 8, cred. De 7 prea mult, nu? Da, de 7. De 6. Hai să vedem. 6 ori 3, 18. 8 scriu 1 rețin. 6 ori 6 și cu 1 rețin 7. Așa. 10 minus 8, 2. 2 cu 1, 3. Nimic. Nimic. Deci, rămâne așa. 601 1. Egal cu 13 ori 46 plus 3. Plus 3. Mergem mai departe. 601 la cine este pe acum? Da. A fost 13, următorul număr prim, 17. Păi da. Nu? Da, deci, 17. Că după 13 ar fi 14, dar nu se pune problema, că nu-i prim. 15 nu-i prim, 16 nu-i prim, 17 prim. Că nu mai are niciun divizor. Deci 601 împărțit la 17. Egal cu? 17. Cam de câte ori? Ne uităm aici, a fost de 4 ori. Cam acum, aș zice, sunt cel mult pe 4. Da. Cel mult de 4 ori, da? 4 ori 7. 4 ori 7, 21. 8. 8, 8. Da. Da. Și 4 ori 1, 4. Și cu 2, 2 6. 6. Da, depășește. Nu. 3. 3. 3 ori 7. 3 ori 7, 21. 1. 2. 3 ori 1, 3. Și cu 2, 5. Da. 1 din 10, 9. 1 din 10, 9. Și coborăm pe 1. Coborăm pe 1. 17, 91 merge de... Cred că de 7 ori, cred. 7 e cam mult, zic. De 7 ori. 7 ori, 7 ori, 7 ori, 49, 7 ori, 7 ori, 4 ori, 11, depășește, de? 6 ori. 6 ori, 7. 6 ori, 7. 42. 2 și 4. 6 ori... 1, 6, 6 cu 4, 4 10. De 5 ori. De 5 ori. De 5 ori. Da? Da. 5 ori 7, 35. 5 scriem 3 litri. Și 5 cu 3, 8. 80. 5 din 11. 6. Nimic. Și nimic. Asta rămâne. Deci, 601. Da, 601 egal cu 17 ori 35. Da. Plus 7. Plus restul 6. Acum 6. După 17, care ar fi numărul următor prim? Care începe? 19. 19. 19, da? 601. Deci, 7, 11, 13, 17, 19. 23, 29, da? Hai să zicem, deci 601. 601 împărțit la 19, 60. 19, 60 merge de... Păi a fost de data trecută de 3 ori, tot de 3 ori încercam. De 3 ori? Da. 3 ori 9.
de la iog 9, 27. 7 scriu, 2 rețin, 3 rog, 1, 3 și cu 2 5. Știi de ce m-am gândit așa? Că noi am fost la 17 am împărțit data trecută și acum la 19 mi-a crescut un pic, a fost de 3 ori data trecută, se menține de 3 ori. Da? 19 în 30 și... da, de ce 3, 3, da, 31. 19 în 31 merge de... O dată. O, da, o dată. 1 ori 9. 9, 9 și... 9 din 11. 2? 2 și nimic. Și 1? Și 1, da. 1 din 2, 1. Restul 12 merge, că împărțitorul e 19. 0. Nu, 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 nu. De ce 0? Da. 31, atât, da. Deci 601, hai să zicem, 601 este egal cu? 601 egal cu... Capul Ricky, de Ricky. 19 ori 30. Da, măieme mai ales. 19 ori 31 plus 12. Ei, încă mai putem testa, nu? Că n-am cât e 31. La cât acum, după 19, cât acum? 23. 23 se gătura. 601, împărțit la 23, Ștefania. 2 în 6. Ar merge de 3 ori, dar nu mai merge de 3 ori, merge de 2 ori, cred că. Pentru că este și 3 ăsta care s-a văzut. Da? De 2 ori. 2, 3, 6. 2, 2, 4. Nu mai merge o 6 din 10. Nu, se vede. Nu, 6 din 10. 4. 4 și... 4 din 5. 4 din 5, 1. 1. 14 a fost bine. Așa, o până pe 1. 23 în 141 ar merge de... 6 ori? Hai să încercăm o 6. A. Da? De ce? Și ca 2 în 14, de 7 ori, dar fiind și 3 de 6 ori. Nu, mă gândeam la 5. La 5? La 5 era mai puțin, cam puțin, cred eu. Da. Hai să încercăm pe 6. 6 ori 3. 18. 8 și 1. 6 ori 2. 12 și cu 1, 13. 13. Da. Așa. 8 din... 8 din 11. 3 ori. De, rămâni 3. Deci 8 din 11, 3. 3 din 3, 0. 0. Și 0, 0, da. Adică nimic. 3. Rest 3. Și atunci 601 va fi scris? 601 egal cu 23 ori 26. Da. Plus 3. Plus 3. În sfârșit următorul. Nu. Număr prim. Noemi. Nu mai puțin. Noemi, 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 capul. 26. Ai grijă, Noemi. 601 împărțit la 26. Nu, 6. Da. Nu 26. 6 e număr par. Eu zic că 29. 29. La 29. Sigur că da. Deci, 601 împărțit la 29. Egal, Noemi. Da. De 2. Așa, de 2 ori. 2 ori 9, 12. 2 ori 9, 18. 18 am scris 1 rețin, 2 ori 2, 4 și cu 1, 5, 58. 58. 10 minus 8, 2. Așa. Nimic. Îl coborâm pe 1, 29, 21, de 0 ori. De 0 ori. Și restul rămâne 21. Încât 601 va fi scris acum. 601 egal cu 29 ori 20 plus 21. Plus 21. Mai continuăm? Nu. Nu, că am ajuns la un cât mai mic decât împărțitorul. Și gata, ne oprim. Este număr prim. 3005 este compus din... Este scris ca un produs. Ca un produs de 5 ori 601. 3005 egal cu 5 ori 601. 5 ori 601. Și cu asta l-am terminat. Mai avem un exercițiu. Ca să ajungem la 30 de oameni. Da? Deci încă un exercițiu. Mai avem un număr, nu-i așa, Noemi?
974. Ia să vedem descompunerea 974. Pot începe eu? Da. Vrea și Ricky. Hai să lăsăm. Nu vrei? Nu vrei. Să vă spun acum. 974, încep eu. 974. Merge de două ori, dar vreau să văd dacă merge și de trei ori. Că vine 20, da, deci de două ori. Deci dacă ar fi să încercăm să vedem dacă prin 3, 9 și cu 7, 16 și 4, 20. Deci prin 3 nu va merge. Prin 2, însă sigur merge prin 2. Te rog. 2, 9 merge de 4 ochi. 9 minus 8, 1. 17 în 2 merge de 8 ochi. 8 ori la 16, rămâne 1, nu? 14 în 2 merge de 7 ori. 2 în 14. 2 în 14 merge de 7 ori. 7 ori. Așa. Vreau să văd dacă merge de 3 ori. Nu l-am încercat la început, nu mai merge pe urmă. A, da. Dacă n-am mers la început, nu mai ne testăm. Ne-am luat grijă. 487 împărțit la... Începem să studiem. 487 487 împărțit la 7. Eu sau... Noi, Ștefi. 748 merge de 6 ori. 6 ori 7, 42. 8 minus 2, 7, nimic. Îl coborăm pe 7. Da. 7 în 67 merge de... Un pic, lasă-l. Gândească și ea, nu mai veniți cu presiuni peste cel care vorbește. Adică 7 ori cât face ea? Poate 67? 7 ori 8, 56. Nu ne duce 60. 7 ori 9. Așa. 7 ori 9, 63. 4, da? În clipa asta vom spune că 400... Te rog să-ți vorbești. 487 egal cu 7 ori 69. Plus 4. Plus restul 4. Să urmărim... 487 împărțit 11 egal cu 11 în 48 merge de 4 ori. 4 ori 11, 44. Da. 8 minus 4 face 4. Și nimic. Coborâm pe 7. Coborâm pe 7. 11 în 47 merge de 4 ori. 4 ori. 11, 44 și 7 minus 4, 3. Restul 3, da. Scuzitura din urmă. 487 egal cu 11 ori 44 plus 3. Să vedem după 11 cine ar fi numărul. 13, sigur că da. 487 Ștefi, împărțit la 13 egal cu 13 48 De 3 ori. De 3 ori. Da. De 4 ori nu s-a fost. Da, a crescut acum de la 11. De 3 ori. 3 ori 3, 9. 3 ori 9. 9 din 18. 9 din 18. 9. Da. Nimic. 3 din 3 nimic. Și 7. 13, 97 merge de 6. Hai să 7 ori zic eu. Da. Știți de ce? 7 de 7 ori. 2, 7 ori 7 și cu 2, 9, da? Da. Deci de 7 ori. 7 ori. 7 ori 3, 21. 1 scrie 2 de 10. 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Așa. Adică 6. Rest 6. Încât 487 este egal cu 13 ori 37 plus restul 6. Să vedem după 13 ce urmează. 16. Ba? Știu eu, 17. 17. Iau și încep să mă văd. 487 împărțit la 17 egal cu 17 în 48 merge de 3 ori.
3 ori 7 21 3 ori 50 și da, de 2 ori. De 2 ori 2 ori 7 14 4 o să 1 3 8 minus 4 4 și nimic 8 și 3 minus 4 da, și 1. Din 4 minus 3 da. 1 o să îl coborăm pe aici. Și 17 în 147 merge de 7 ori 2 ori, hai să punem 8 ori 7 ori. Hai 7 ori. Hai 7 ori. 7 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 o țepușă și când te lași să te înțepi, așa trebuie să... Numai așa ții minte. Dar fii atent, Noemi, dacă tu nu ești atentă cu tine și nu urmărești lucrul acesta, nu stă tot timpul. Deci nu stăm la palapri, nu. Stăm și fixăm acest lucru în mintea lui Noemi. Că mama și cu tata, și tu ai tendința asta, mama și cu tata nu pot sta lângă tine, nici învățătoare, nimeni. Ba da. Deci numai tu ești cea care să faci acest lucru. Spune, fii atent, Noemi, fii atent, Noemi. Ricky, dar Ricky nu-l interesează. Nu știu, mă interesează. Nu-l interesează. Așa. De fapt, mi-am făcut tema, uitați. 7 ori 56, da, acum, da. Unde știi tema? 7 ori 56, 7 ori 7, 8 ori 1, 8 și cu 5, 13 am spus, nu? Da. Așa. Și 7 minus 6 e 1, 4 minus 3 e 1 și 0. Da. Vorbesc așa din cauza campului, da. 487 egal cu 17 ori 28 plus 11. Da? Deci 487 este egal cu 17. Ștefi, capul sus, Ștefi. Ia și tu, când ea și-a pus acolo o prăliște, nu? Ca să n-aibă șansa să mă scapă da, capul jos. Așa, acum 487 învățit la 20. Nu la 20. La 19. 19. 19, da. Nu pășim, da? Deci 487, Ștefi, 487 împărțit la 19. Următorul număr prim a fost după 17, 19. 19 am 48. De 3 ori. Nu, de 3 ori. De 2 ori. De 2 ori. Da. Că dacă a fost de 2 ori la 17, apoi cum să fie de 3 ori la? Da. Deci de 2 ori. 2 ori 8. 2 ori 9. 18. 18, 18. Și 2 ori 1, 2 și 1, 3. 8 din 8, 0. 8 din 0 și 1. 1. Și îl coborăm pe 7. 19 în 107 merge de 6, 9. De 9! De când de? De 7 ori. De, ea a zis de 6. Cred că are mai multă dreptate. De 6. 6 ori 9, 54. Ștefi. 6 ori 9, 54, 4 și 5, 6 ori 9, 6 și cu 5, depășește. 6 ori 9, 5, 5, 5. Poți să fac eu de 5? Nu, păi am spus că mai lucrez, da? Deci, de 5 ori, 5 ori 9, 5 ori 9, Ștefi, Ștefi. 5 ori 9, 4 și 5. 5. Și 4 ori 5 ori 1, 1 5, 5 cu 4, cu 4 9. 7 scăzut 5, 2, 2 și 9 din 10, 1. 10, 1.
vezi. Restul e 12. Așadar, 487 scrie, vorbește pe rog, e egal cu... 487 egal cu 19 ori 25 plus 12. Plus 12. Și 487 împărțit la 27. Nu, la 23. Da, 23. O să fac eu? Da, da. E, 23, da? Da. 23 mulțim cu 2 ori 23 face deci 46. De 2 ori merge, da? Da. De ori 3, 6. E 46. De ori 2, 4, 46. De 2. Îl cumpărăm pe 7, 27 merge odată. Și vine 27 minus 23 egal cu 4. Și am aflat că este un număr primit. Așa, 487 este egal cu 23 ori 21 plus 4. Corect. Și cum am ajuns la un împărțitor mai mic decât, un cât mai mic decât împărțitor, ne oprim. Ne oprim. Așa și putem spune că, Ștefi, te rog să îmi spui despre numărul 974, este egal cu? Egal cu 2 ori 487. Da. Mai avem un număr? Nu, am terminat. Asta trei numere. Mi-a luat o foaie. Da? Deci așa trebuia să o faceți foaie, acasă. O foaie, mi-a luat mai mult. Așa trebuia să lucrați acasă. N-a fost deloc greu. Nu, n-a fost greu. Dar cine e uturos aici? Și comod. Lenia. Lenia. Lenia mare, da, sigur. Lenia. Eu cunoscut-o, i-am dat mite. Te dai împrietenit cu Lenia? Da. Și n-ai putut să faci așa fel încât să nu intri într-o relație de asta de amiciție cu ea? Ia să vedem. Pentru... Vă mai amintiți că am început să adunăm fracția asta. Nu o să putem trece la data. Nu? Nu mai eu lucrez ca să lucrez și voi pe căițele. Proful, este 41. Ia oprește și îți facem un bătător oficial.